S-a trecut la ora de vară, adică am dat ceasurile înainte cu o oră, iar ora 3 a devenit ora 4. Am dormit mai puțin, iar specialiștii spun că organismul uman are nevoie de vreo 2 săptămâni ca să se adapteze la această schimbare. Cei mai afectați vor fi oamenii care au deja probleme cu somnul. Este și unul dintre motivele pentru care Comisia Europeană a propus să renunțăm la aceste schimbări. Rămâne de văzut când și dacă se va aplica această decizie. România a trecut la ora de vară. 26 martie este și cea mai scurtă zi din an, de doar 23 de ore. Specialiștii spun că prin trecerea la ora de vară se dorește să ne bucurăm mai mult timp de lumina naturală pentru activitățile cotidiene. Cecilia Ardu-Sătan, psiholog, sunt foarte multe persoane care se bucură că au o oră în plus de lumină pentru că lumina naturală este extraordinar de benefică pentru starea de spirit și poate să crească ritmul și nivelul de energie. Dincolo de organizarea activităților, trecerea la ora de vară poate afecta programul de somn al multor persoane, atrag atenția specialiștii. Poate afecta producția de melatonină. Melatonina este responsabilă cu reglarea somn-veghe, deci putem să dormim mai greu sau să nu reușim să rămânem adormiți. Noi pierdem o oră de somn și acest aspect ne poate face să ne simțim mai obosiți, să ne simțim mai iritați, să avem mici probleme de concentrare. Localnică, de când am 2 copii, nu mai pot să mă simt obosită, oboseala nu mai este. Ora de vară a fost introdusă prima dată în România în 1917. În România, ora de vară a fost introdusă pentru prima dată în 1917, pe timpul primului război mondial. După război s-a renunțat la folosirea orei de vară, aceasta fiind reintrodusă în 1932, din aceleași rațiuni economice. Comisia Europeană a luat în calcul în 2018 să renunțe la schimbarea orei și milioane de cetățeni care au participat la consultările publice au susținut această idee. Un an mai târziu a fost aprobată, însă din cauza pandemiei de COVID-19 și a războiului din Ucraina s-a amânat punerea în practică a deciziei, relatează Observator News.ro.